Neața, bună dimineața! Mirosul de pâine coaptă este poate cel mai fermecător miros și cu siguranță nu lasă pe nimeni insensibil. De la orele dimineții și până spre prânz, strada constructorilor din orașul Sfântul Gheorghe este învăluită în mirosul pâinii și a produselor de patiserie. O afacere aflată la a treia generație dă ora exactă în privința producției de pâine din România. Au primit cele mai multe premii și recunoașteri naționale, internaționale, iar ceea ce am gustat își merită toate laudele. Vă invit la brutăria Diosegi, să vorbim despre fiecare sortiment de pâine, dar să cunoașteți și afacerea de suflet a patronului clubului de fotbal Sepsi din Sfântul Gheorghe. Brutăria Diosegi a primit de-a lungul timpului multe superlative. Vorbim de pâinea anului 3 ani 2014-2017 și 2009. Așa, cea mai mare pâine care a fost premiată și de Guinness Book, nu? 96,6 kg. Da, American Award Records a fost, da. Care este un fel de Guinness Book, numai că Guinness Book este în Europa și American Award este în America, Statele Unite ale Americii. La Sfântul Gheorghe, pentru că vorbim de brutăria Diosegi de la Sfântul Gheorghe, cea mai savuroasă, cea mai gustoasă, cea mai bună pâine din România. Vrem să intrăm în această brutărie pentru că nu puteam rata această ocazie, fiind în Covasna, să nu vizităm și brutăria Diosegi. O afacere care a luat amploare de când? Din ce an? Din 2008, când am reușit să construim brutăria actuală, unde suntem. Și, da. Dar de unde a venit ideea? Și tata și bunicul a fost brutar, deci este o tradiție în familie, da, și... Din 1996 avem brutăria, era o brutărie mică sus la casa părintească și în 2008 am început să deranjăm vecinii și repede vecinii s-au dus la autorități că e prea miroase a pâine și autoritățile au spus că deja am devenit prea mari și trebuie să ieșim în marginea orașului undeva. Și atunci am trebuit să iau un credit bancar și într-un an de zile am reușit să construim actuala brutărie. Dar de când devine mirosul ăsta de pâine deranjant? Eu nu știu. Asta nici eu nu înțeleg. Am intrat în curtea unității și primul lucru când am coborât, am zis, Doamne, cum aș putea să înregistrez mirosul ăsta, că miroase fabulos. Glumind puțin, invidia a fost, da, de vină, nu a mirosul de pâine, fiindcă am reușit să construim de la zero o afacere destul de bună și... Cum suntem noi oamenii, din păcate, este foarte adevărat să moară capra vecinului. Și au crezut că nu o să am capacitatea de a lua un credit bancar și de a construi o nouă brutărie, dar am făcut-o. Acum, la a treia generație de brutari, da? Da. Și ați învățat oricum de la părinți. Am învățat și de la tata. Am învățat foarte puțin de la bunicul, din păcate, fiindcă eu eram mic copil când el lucra la brutărie, dar... În momentul de față, deja peste drum, construiesc brutăria cea nouă, care o să fie gata în mai și o să fie o brutărie, cred că singura brutărie din România, care se poate vedea tot procesul de la făină până la pâine, fiindcă o să fie sus să spun așa, o cofetărie de 200 de metri pătrați, unde oricine care vine în vizită la noi o să poate să stea jos și o să fie totul sticlă transparabilă și imediat se poate vedea cum se face pâinea la noi de la A la Z. Deci stând sus acolo să savureze o cafea sau o prăjitură bună, se poate uita cum se face pâinea noastră, pâinea de Diosegi. Fabulos! Asta chiar devine, cum să zic, obiectiv turistic. Da, fiindcă trebuie să spun că am reușit să construiesc și o echipă de la A la Z. Acum suntem în prima ligă din România de fotbal, vorbesc, și am devenit o atracție. Am reușit să construim și un stadion nou-nouț și m-am gândit că, din păcate, această zonă era... mai mult ocolit de turiști. În ultimul timp am început să scoatem capul pe suprafață, cum se spune, și m-am gândit că cine vine să viziteze stadionul poate să vină și la noi anul viitor să viziteze brutăria și imediat atunci deja devenim o atracție
Turistică. Da. Păi omul sfințește locul, gata. Eu zic să mergem să vedem această pâine pentru că mirosul ne îmbie să intrăm și să vorbim despre fiecare sortiment în parte. Da. Aici este zona de... Zona de distribuție, deci în momentul de față deja pâinea este făcut pentru mâine, fiindcă aceste pâini, ceea ce vedeți, o să răcim și o să feliem mai spre seară și pentru mine dimineață intră în magazine. Cât la sută deci din rețete se păstrează, din rețetele bunicului? Se păstrează 50% din rețetele bunicului, dar și eu am avut o contribuție și am făcut multe sortimente de pâine. Ia să vedem. Avem aici o pâine foarte interesantă, seamănă cu pâine. Da, asta este pâinea bavareză cu secară. Este o pâine, o rețetă adusă din Austria. Și chiar și în Austria, dacă mergeți, găsiți această pâine, e pâinea bavareză cu secară. Pâinea bavareză cu secară, ce tip de făină are în bază? Tip de 112 și plus făină de secară, 50-50%. Mm-hmm. Iar pâinea asta lungă este o pâine cu cartofi. Asta este un fel de pâine cu cartofi. Da, numai că este pâine lungă, un fel de franzelă, dar dacă luați pâinea în mână și vedeți, este foarte consistent, fiindcă noi nu folosim ameliorator și nu folosim absolut nimic ca să fie pâinea pufoasă. Mie personal, deja mi-e ciudă când lumea vorbește pâine pufoasă. Pâinea nu trebuie să fie pufoasă, că dacă pâinea e pufoasă, înseamnă că este plin cu orice. Și noi ne umflăm. Pâinea trebuie să fie consistentă și grea. Pâinea adevărată întotdeauna este foarte grea. Vă dau să vedeți, este o pâine de 200 de grame, iar pâinile umflate, deja 500-600 de grame, arată la fel de mari ca pâinea respectivă. Ce bine că învățăm și noi de la dumneavoastră ce să mâncăm și ce să alegem în materie de pâine. Încerc să dau sfaturi. De exemplu, aici avem o franzelă semi-albă. Da, da. Cam cum se făcea în anii 90, exact, înainte de turcească. Da. Exact, numai că este tip franzelă. Da. Aici avem o franzelă normală, asta au și alte brutării. Da. Aici avem franzelă integrală. Deci pâine este din făină integrală, tot franzela, deci nu conține deloc făină albă. Eu recunosc așa cum de este vremea lui Ceaușescu, nu? Da, așa cum este imaginea acelei făcut. Pâini. Da. Iar, și asta rotundă? Și asta e o pâine neagră rotundă, dar conține și niște semințe. Semințe de in și de floarea soarelui. Este foarte căutat în ultimul timp pâinea cu semințe. Și ne-am gândit și noi să avem o pâine a noastră cu semințe. Asta pentru că e foarte bun pentru digestie? Ești foarte bun și pentru digestie și semințe. Știți, lumea după un timp se obișnuiește de un tip de pâine și vrea întotdeauna altceva. Merge în străinătate și vede N și N de feluri de pâine și trebuie și noi să mergem după ce vedem în Austria, în Germania și noi trebuie să luăm exemplu că peste 5 ani ajunge și la noi trendul, ceea ce este în momentul de față în Austria, peste 5 ani vine în România. Deci cam asta e diferența. Vorbesc de panificație. Dar ce v-a inspirat cel mai mult așa de-a lungul anilor? Franța, Germania, Austria? De unde ați preluat? Eu, întotdeauna noi ne uităm spre Ungaria în primul rând, fiindcă e foarte aproape de noi și ei se uită spre Austria. Și noi deja dacă ne gândim, dacă ne uităm la Ungaria, ei se uită în Austria. Și noi deja suntem cu ochiul în Austria. Nu mergem mai departe, fiindcă Austria deja e o țară care are un trecut și cred că și un viitor destul de bogat în panificație și patiserie. Și eu întotdeauna, de când am început să facem clădirea asta, deci să ne mutăm jos în 2008, am fost cu gândul de a fi o altfel de brutărie, să nu ne luptăm cu prețurile, ci să luptăm cu calitatea și cu diversificarea produselor și de aceea am intrat și în acest Guinness Record, să spunem, American Ambers, fiindcă am vrut să fac altceva. Eu am reușit deja să fac și o pâine de 300 de kilograme, dar nu ne-am mai dus la America Navas Records, că am făcut un nou record, fiindcă nu mă interesează. Mă interesează că am reușit să facem și nu vreau să am și un certificat. Unde ați făcut pâinea asta? Unde? În curte avem un cuptor uriaș, care am construit special pentru acest eveniment, dar și la București am reușit în curtea Romexpo, la intrare la Romexpo, să construim un cuptor. Acolo se poate face
cea mai mare pâine, 100-150 de kilograme, că nu e un cuptor așa de imens cum am făcut aici la curte, dar cam asta e limita, fiindcă peste 300 de kilograme nu se poate pune în cuptor, să și scoți pâinea, deja necesită și la 300 de kilograme 6, 8, 10 oameni din toată firea. Iar dacă pui cuptorul, pui pâinea în cuptor cu macarare, deja nu mai are farmec. Deci eu așa mă gândesc că tot ceea ce se poate face fără mașini, eu vreau să facem fără mașini. E mult mai valoros, nu? E mult mai valoros, fiindcă este o zicală că transpirația omului și inima și sufletul omului, dacă o pui în pâine, atunci automat se poate vinde pâinea mai bine. Și eu întotdeauna așa spun că oamenii rămân oamenii, iar roboții rămân roboți. Corect. E relația rece. Da. Tocmai din cauza asta, noi avem 220 de angajați. Dacă, vedem că tot timpul robotesc, sunt într-o continuă. Dacă automatizăm brutăria, atunci și cu 60-70 de oameni puteam să facem la fel de multă pâine, dar deja nu avea pâinea sufletul și nu mai are aceeași farmec. Da. Asta tocmai de aceea și acum când construim noua fabrică, păstrăm modelul. Ceea ce putem să supliniem munca la om, de exemplu, că cuptorul o să fie automat, fiindcă deja nu mai găsim oameni care să vrea să muncească efectiv fizic, ci este foarte greu să ridici 40-50 de kilograme de aluat să pui în cuptor. Și acolo automatizăm, dar o să facem și acolo pâinea manual, fiindcă trebuie să simtă gustul mâinic, să spun așa, aluatul și atunci automat o să fie pâinea bună. Cred că asta vă face cei mai speciali în toată țara asta pentru faptul că ați păstrat tradiția, ați păstrat munca asta manuală și efortul omului. Să știți că se transpune cumva. Să știți că eu sunt puțin poate demodat, fiindcă eu când am început să avem comenzi foarte mari, am fost căutat de N și N de supermarketuri și nu m-am dus la niciunul, fiindcă eu așa am spus că banii trebuie să rămână aici în țară, în România, fiindcă numai atunci putem să ne dezvoltăm dacă rămân banii aici, dacă eu vând la un magazin mic care vinde 5 pâini și mă duc la 10 magazine, vând 50, poate la un supermarket aș vinde 100, dar atunci cele 10 magazine nu mai au șansa de a trăi. Și să mențineți efortul ăsta de distribuție în atât de multe magazine? Da, avem în momentul de față 700 de magazine. Am avut și 1000 de magazine, dar trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, de când am intrat în prima ligă cu echipa Șef și UHK, majoritatea timpului petrec la stadion și de aceea am neglijat brutăria chiar foarte mult, dar cred că a sosit timpul cu noua brutărie să fac 50-50 timpul meu și să fiu și lângă brutărie ca să putem cu brutăria cea nouă să dăm drumul liniștit și după aia iar pot să revin la fotbal, dar... Da, aici este zona de producție, practic aici începe treaba, nu? De la deci făină, haideți să mergem de la făină să vă arăt... Se cerne făina și intră făina, acolo avem mașini de maia. Noi folosim maia, deci la noi toată pâinea e cu maia. Deci la noi pâinea se face în 10 ore. Nu putem în așa fel încât să facem pâinea într-o oră, că asta nu mai e pâine. Deci, practic în cuvele acelea ce apă? Acolo avem numai făină, drojdie și apă. Se amestecă și stă acolo să se frământe 8 ore. Și după 8 ore deja punem în cuve și automat în cu mașinile în malaxoare, malaxorul face și după aia mergem și după cum vedeți, deja pâinea se face absolut manual. Punem în coșulețe de lut și aici se dospește pâinea în jur de 30-40 de minute. Deci nu folosim dospitor, decât la franzele. La franzele acolo, da, dar în alte nu. Și totul facem divizarea. Cantitatea e în jur de 200-250 de kilograme. Deci din 250 de kilograme, adică dintr-o cuvă dintre asta, câte pâini? 216 pâini de 1 kilogram iese dintr-o cuvă de asta.
sunteți, aveți mâna formată deja, știți da. Cât să luați, nu? Da, cum să nu, deja lucrează aproape toți brutarii și și fetele și băieți lucrează deja de mai mult de 10-12 ani, 12 ani la noi. Cum reușiți să-i țineți aproape atât de mult timp? Noi, eu așa consider că la noi, în brutărie, suntem ca și o familie și toți apreciem. Deci dacă ei mă apreciază pe mine și eu apreciez pe ei și avem o relație prietenoasă. Da, și nu ca la alte locuri unde șeful este respectat sus și toți sunt spus că nu mai sunt muncitor. La mine, eu întotdeauna nu spun muncitor, îmi spun colegii mei. Colegi. Și ei deja simt asta că sunt la aceeași nivel decât mine, ca și mine și nu arăt că eu sunt șeful și ei sunt numai angajat. Asta este, mare, este un mare lucru și... Aici avem puinica care stă la dospit, este da, da, este, este o franzelă, asta da. Intră în dospitor, asta este o franzelă normală. Da. Aici, ca și celelalte brutării, aici nu suntem special cu absolut nimic. Numai la franzelă, la restul suntem rețete speciale. Suntem rețete speciale și asta nu folosim dospitorul absolut deloc. Da. Spuneți-ne care este rețeta de pâine cu cartofi. Da, cum să nu, nu e nicio... Asta este, cred eu, rețeta care, succesului, da. Rețeta succesului și rețeta specifică zonei Sfântul Gheorghe. Da, da, da. Când vii la Sfântul Gheorghe și vrei să pleci cu o pâine, iei de regulă pâinea cu cartofi. 99,99%. Deci eu vă spun sincer, eu în Sfântul Gheorghe franzel, nu știu dacă vând 100 de bucăți și, hai să spunem așa, pâine cu cartofi vând 5.000. Acum e mare spus. Deci cam asta e ponderea. Asta e ponderea, da. Pâinea cu cartofi, automat trebuie să conțină cartofi de la 15% până la 40%. Că numai atunci o să aibă un gust bun și o umiditate mai mare. Și e un anumit tip de cartof? Nu, dar noi în așa fel facem că întotdeauna cumpărăm cartofii. Avem o colaborare cu o firmă care aduce cartofii fierți deja aici. Încă sunt calzi. Noi aici nu avem unde să facem, să curățăm cartofi. Și cartofii sunt cumpărați de aici, din zonă, de lângă Târgu Secuiesc, majoritatea. Deci tot din Covasna. Tot din Covasna, da. 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 Ar fi o blasfemie să luăm cartofi turcești, că sunt mai ieftini cu 10 bani și să punem în pâinea noastră secuiască cartofi turcești. Normal că luăm cartofi românești, fiindcă are un alt gust. Avem grijă că brutarii în spate nu prea se uită și... Să nu cumva să ne lovească, fiindcă... Acestea sunt cuptoarele cu lemne. Cu lemne, da. Deci, cuptoare cu lemne. Cuptoare cu lemne avem. Avem 10 cuptoare și folosim în jur de 300 de metri cubi de lemne lunar. Deci, de aceea am optat la lemne, fiindcă altfel iese gustul când este făcut cu lemn și tradiția... Bunicii noștri nu mai cu lemn lucreau, atunci gaz nu exista la niciun oraș, acum se existe la sate. A fost mai ieftin actuale. În condițiile actuale, acum iarăși este puțin mai ieftin, da. Dar a fost un timp când gazul era mult mai ieftin, dar eu am zis, dacă vorbim de tradiție, atunci să vorbim 100% de tradiție și... Așa cum se făcea odată. Ce tip de pâine scoate? Asta e pâine lungă cu cartofi. Acesta este da. Cu cartofi, numai că se decojează. Deci pâinea asta rămâne în jur de 20-30 de minute să răcească și după aia avem niște aparate făcute de noi, niște mașinerii făcute de noi cu care decojim pâinea. Adică decojim pâinea, operiem pâinea, partea asta neagră, da. 1% dacă cuptorul e cu lemne, temperatura nu e constantă și de aceea se arde pâinea, dar numai suprafața. Dar când decojești deja... altfel arată pâinea. O să vă duc și acolo să vedeți mașinăriile de decojit, cum spunem noi. Da. Practic, și dacă vedem că pâinea este decojită, avem argumentul clar că este pâine cu cartofi. Da. Asta e o tradiție secuiască de aici, din zonă la noi. Bunicii, străbunicii, toți decojeau pâinea și de aceea, dacă nu decojești pâinea, deja lumea nu mai are încredere că e aceeași pâine cu cartofi. Chiar dacă încet, încet aș vrea să rămâne și în coajă, câteva pâini să rămâne cu coaja. Da, da.
Deci cele care... De exemplu, asta care se scoate, da, de exemplu, asta care se scoate ar trebui. Încă nu am avut timp să mă ocup, fiindcă e foarte greu să faci două tipuri de pâine din aceeași pâine. Dar încerc să găsesc o metodă să avem și pâine cu coajă. La ce temperatură muncesc? Temperatura sunt 250 de grade la cuptor. Aici, în momentul de față, este peste 30 de grade, asta 100%. Avem ventilatoare, dar și afară e foarte cald. Dar trebuie să... trebuie să spunem un lucru. Acum e foarte rău pentru ei, între ghilimele, că e cald. Dar iarna, când... Cei de la construcție stau la minus 20-30 de grade, băieții stau la 20-25 de grade și... Îmi plac foarte mult aceste vase. Da, astea sunt niște pușulețe din lut. Uh-huh. Sunt aduse din Cehia. Da. Și tot așa puteam să punem și în coșulețe de nylon, dar nu am vrut, era mult mai ieftin, așa arată mai deci tradițional, mai super. Deci nu folosiți hârtie de cop? Nu folosim poate absolut nimic. Nu. Da. Dar pare a fi o împletitură din paie. Da, lut. Așa am întrebat și zice că sunt coșulețe făcute din lut. Da, paie. Da. Să mergem și în altă zonă. Mergem la... patiserie. Avem și o zonă de patiserie. Deci, pâine, câte sortimente aveți? Pâine avem în jur de 30-40 de sortimente, iar patiserie avem în jur de vreo 60-70 de sortimente. Wow! Doamne, dar miroase de pâine! Deci venim într-o secție unde se decuzește pâinea. Aparatul minune care face pâinea. Da, este făcută, dar o să veniți să râdeți, este făcută din tomberonul de la mașina de spălat. Serios? Da, ce da. A venit cu ideea asta? Avem un electrician aici și el a făcut toată mașinăria asta. Deja foarte multe brutării apelează la el să facă și pentru ei. A avut o idee genială. Această idee, da. Super. Merge ușor, deci nu este... Și să vedeți diferența între pâinea decojită și pâinea... Schimbă total fața pâinii. Da, schimbă total fața. Deci, imediat devine o culoare așa mai aurie, mai frumoasă. Mergem și în zona de patiserie, acolo unde se pune și mai multă valoare pe materia primă. Aluatul, foietajul, ingredientele folosite sunt cele bine cunoscute în rețetele tradiționale. Nu am văzut prafuri, amestecuri care să înlocuiască produsele de bază, conservanți sau amelioratori. Nu facem rabat de calitate nici la produsele folosite. Deci, de exemplu, cașcavalul este un cașcaval Hochland, deci nu folosim orice cașcaval, ci dăm totul cezarului ce e al lui. Și nu vrem să facem rabat de calitate pentru preț. Și care e rețeta lui? Ce are la bază? Este cornul simplu și este pus peste el cașcavalul. Deci nu este absolut nimic special. Și ajung în magazinele? Ajung în magazinele nu numai din Sfântul Gheorghe. Ajung în 15 județe din țară. Deja am început să cochetăm și cu... să congelăm unele produse de patiserie și avem cuptoarele din astea mici care dăm la magazine, deci un fel de franchise vrem să urmărim în următorii luni sau în următorul an, să avem o rețea de o franciză și atunci cornul retro cu cașcaval poate fi gustat poate nu în 15 județe, poate în 40 de județe în țară. Dar și magazinele pe care le aveți în cele 15 județe sunt ale unor antreprenori care noi preiau avem... marfă de la dumneavoastră? Da, noi avem 22 de magazine proprii, da. Și avem în jur de 20 de magazine în franciză. Și restul, franciză. 650 sau 700 de magazine mici, sătesc și orășenesc, da, da,
Care fiindcă distribuie. Care distribuie și care, care vinde produsul. Da. Arată foarte bine cornulețul ăsta. Da, este foarte căutat. Acum am început... Eu cred că ați rămas cu nostalgii din copilărie. Te țineți atât de mult. Toată lumea, deci ideea mi-a venit la tot, că toată lumea întotdeauna spune că vorbesc de mai bătrân, spune, ce bine a fost, pâinea cum era cornul. Și eu am trăit câțiva ani, că eu am născut în 71, deci pot să spun că vreo 10 ani am prins și eu din comunism, că la 9 ani n-aveam ce să știu că eram un copil, dar după aia încă mai simt gustul înghețatei sau de atunci. Și întotdeauna am vrut să fac ceva care se aseamănă. Dacă nu e aceeași, măcar se aseamănă. Eu, de exemplu, făina o iau de la o brutărie mare, o moară mare din Ungaria, pentru simplu fapt, fiindcă el are pământurile lui, are soiul lui de grâu, și nu pune nimic ameliorator în făină. Că toată lumea mai spune că pâinea mea nu conține ameliorator. Degeaba nu conține dacă deja făina conține ameliorator. Și de aceea am vrut să lucrez cu ei, chiar dacă sunt mult mai scump decât o altă moară, dar calitatea e constantă și calitatea e întotdeauna bună. Nu odată bună, odată rău. Deja lucrez cu ei de 12 ani. De când am venit jos, de 13 ani, de când am început aici să lucrăm, numai cu ei lucrez și știu un lucru, că calitatea este pe primul loc. Da. Dar vă stârnește vreo amintire specială din copilărie? Nu, cornul cu cașcaval nu. Atunci n-a fost corn cu cașcaval, îmi stârnește cornul în sine. Cașcavalul l-am pus fiindcă toată lumea... E mai nobil acum. Da, da. Atunci putem să intrăm la... Da, da. Patiserie. Vai de mine, ce aveți aici? Că arată și astea foarte bine. Asta sunt foietaje cu pizza. O mini pizza. O mini pizza, da. Mini pizza. Deci foietaj cu aluat de pizza și... Da, și e pus și cașcaval. E aluatul de pizza și pus cașcavalul. Este foarte căutat și lumea apreciază. Deja suntem îmbătați de mirosul ăsta de patiserie și pâine proaspătă. Aici... facem cornul retro. Asta am făcut manual, dar avem comenzi de 5.000 aproape pe zi. Nu se mai poate face manual. Am reușit să facem rost de o mașinărie care se lucrează aproape ca și manual. Și vedeți cornul retro cum iese. Și asta mi-a fost ideea să pot să decoșesc, nu numai așa, pot să decoșesc și gata a făcut cornul. Și imediat dacă avem corn cu retro, o să vă arăt despre ce vorbesc. Adică același aluat copt, îl desfac așa. Tot așa ca și avem croissantul fitness care este cu majun. Croissantul fitness care este cu majun. Adică nu te îngrași dacă mănânci. Asta nu pot să spun că... Pot să mănânc. Lumea este cu o idee foarte greșită. Foarte multe lume zice că eu nu mănânc pâine că mă îngraș. Se nu, domnule. Te îngrași dacă mănânci mult. Poți să mănânci orice dacă mănânci mult. Dacă mănânci cu măsură, nu te îngrași. Eu mănânc 5 felii de pâine, m-am și îngrășat. Dar dacă mâncam numai 2, sigur nu eram așa de gras. Acum să glumim puțin. Dar foarte multe lume renunță la pâine în ideea că vrea să se slăbească. Asta nu e adevărat. Poți să mănânci pâine, dar cu măsură. Da. Că dacă mănânci mult din orice, te îngrași degeaba. Care este sortimentul noastră preferat? Pâinea cu cartofi. Cartofi. Asta e pe primul loc. Iar croissantul fitness și cornurile retro. Și cu cașcaval și fără cașcaval. Da. Noi avem și o cofetărie deja de 20 de ani. Și sunt foarte mândru că la cofetărie acum 3 ani de zile, la Düsseldorf, la Olimpiada Cofetarilor am luat aurul, iar acum vreo 5 ani la Luxemburg am luat locul 2 la campionatul mondial a cofetarilor. Deci am un cofetar care a făcut a luat de pâine și castelul Peleș. Se poate vedea, acum nu mai avem, fiindcă... Artă deja. Da, e artă, da, da. La creație artistică întotdeauna am câștigat de când mergeam la concursuri. De 5 ani de când, iarăși vă spun și într-un fel cu regret, când am intrat în prima ligă fotbalistică, n-am mai avut timp și n-am mai fost la niciun concurs, dar promit că anul viitor o să reluăm și concursurile, fiindcă
lipsesc oamenii de acolo și lipsește spiritul de a lupta competiție. Și de competiție, competiție și la nivel de brutărie. Cât de departe a ajuns pâinea dumneavoastră, așa vorbind, la nivel planetar? La nivel planetar nu cred să fie existat, acum să nu spun în Africa, poate și în Asia, fiecare țară nu a fost pâinea mea, dar în Australia, în America, românii și maghiarii care sunt plecați din țară, foarte multe lume s-a dus pâinea mea și în Australia, tocmai de aceea am făcut și eu o brutărie la Londra, la Luton, de fapt și acolo mănâncă și în momentul de față oamenii pâinea mea, să spun așa. Prințul Charles, când a fost aici în vizită la... Da, a venit special la mine și a degustat pâinea, deci pot să spun că... A spus că este extraordinar. Am vorbit cu el vreo 2 minute și am zis că deja se găsește și în Luton și m-a promis că o să meargă și o să cumpere și pâinea de la Luton. După aia n-am mai ținut legătura, cum se spune, și nu știu dacă a gustat sau nu, dar mi-a fost o plăcere extraordinar de mare să știu că Marele Prinț Charles a vorbit cu mine personal și că a vorbit superlativ de pâinea noastră cu cartofi. Pot să spun că și în România aproape toți șefii de stat au gustat deja pâinea mea, fiindcă când am fost la Romexpo, întotdeauna eram în față cu pâinea noastră și toată lumea o lăuda. Da, pâinea pe care ați avut-o atunci, în 2013, la Indagra, am gustat-o și eu. Și trebuie să vă menționez că ce am remarcat a fost coaja aceea deosebit de crocantă și groasă. Și miezul extraordinar de gustos. Mi-a plăcut foarte mult. Sunt convinsă că tot ceea ce faceți este doar la nivel premium, pentru că materia primă este de cea mai bună calitate. N-aveți cum altfel. Da. Eu așa spun că dacă faci ceva în viață, orice, să încerci să faci la nivelul cel mai înalt. Sau măcar să încerci, chiar dacă nu faci. Că și noi, și eu aș vrea să facem lucrurile să meargă mult mai bine, să fie mult mai gustoase, să fie mult mai frumoase, dar zicala mea în brutărie este următorul. Niciodată să nu cauți pâinea cea mai frumoasă, că nu ăla e cea mai bună. Pâinea să fie turtită, să fie arsă puțin. Gustul contează, că pâinea este frumoasă, nu e o mașină. Mașina trebuie să frumoasă, să fie frumoasă, că atunci îți place să conduci. Dar pâinea trebuie să fie bună. Și nu întotdeauna ce e frumos la suprafață este bun înăuntru. Da. În final vreau să vă întreb cum se vede România de aici, din brutăria Diosegii, de la Sfântul Gheorghe? Cum se vede? Din ochii dumneavoastră, din perspectiva dumneavoastră. Din perspectiva mea, eu... acum să spunem lucrurile mai rele puțin. Ceea ce pe mine mă decăjește este exodul de oameni care pleacă în străinătate. Și rămânem mai puțin, mai puțin și mult mai puțin. În al doilea lucru, ceea ce spun eu și ceea ce sunt gândurile mele, este această instabilitate pe nivel de țară. Schimbăm guvernele, schimbăm totul. Nu avem o concepție... Să nu spun normală, ca să nu cumva să jignesc pe cineva, dar nu avem o concepție care să fie și acum, și peste 10 ani, și peste 20 de ani. Deci noi cu gânduri de un an, de 2 ani, cu planuri de un an și 2 ani, nu o să ajungem nicăieri. Noi deci trebuie nu să avem nu avem o strategie de termen lung, ci numai un an, doi, că după aia iar se schimbă guvernul, vine un alt guvern. Exact, la dos începem lucrurile, nu cum a făcut guvernul respectiv. Eu atâta pot să spun dacă vrem să progresăm și vrem să avem un trai mai bun. În primul rând și mentalitatea oamenilor trebuie neapărat schimbat, fiindcă lumea, cu cât ne avansăm, ne uităm că în Occident salariile sunt de 2000 de euro, dar uităm că pentru 2000 de euro lucrează oamenii ca un robot. De dimineață până noaptea, fără viață. Și uităm că prețurile cât sunt în Germania, o bere, de exemplu, sau un pâine și cât sunt aici. Și dacă am reușit să schimbăm mentalitatea și să începem de la zero, avem cea mai frumoasă țară din Europa. Sunteți un foarte bun antreprenor cu un flair pentru business și aș vrea să le spuneți copiilor, să le recomandați ceva celor care acum pleacă în viață. Da, la drum. Deci ce le spuneți? Gândiți-vă că poate sunt acolo copiii dumneavoastră. Da, eu așa spun la toți copiii, să
viseze ceva, că și eu așa am făcut, și după aia să facă tot posibilul ca să se realizează visele. Dar întotdeauna să nu se oprească la pași mici. Întotdeauna să se gândească la pași mari și să se gândească la lucruri foarte mari. Că dacă nu ai un țel în viață, un țel care vrei să o faci, atunci rămâi acolo la, să spun așa, la cenușie. Dați-mi voie să vă felicit pentru ceea ce mulțumesc. Faceți. Succes în mulțumesc continuare, mult. Să duceți la îndeplinire tot ce v-ați propus, că faceți lucruri minunate. Mulțumesc mult! Numai bine! Să rămână! Aici este biroul dumneavoastră. Da, aici sunt cupele câștigate la pâine. Locul 1 la Vasco Pant, creație artistică în 2013. Locul 1 în 2011, categoria pâine anului în 2017. Locul 1 la creație artistică din aluat și panificație. Sunt foarte multe. Pâinea fabricată industrial în 2016, locul 2. Locul 1, creație artistică. Deci avem de 3 ore cea mai bună pâine a României. Și încă foarte multe locuri. 2, creație artistică, din aluat de planificație, locul 1, am vreo 6 ani consecutiv. Aș spune în final că în brutăria de la Sfântul Gheorghe nu doar gustul stă la baza succesului, ci și implicarea completă cu tot sufletul acelui care gândește în detaliu fiecare aspect al afacerii. Această caracteristică, dedicarea și munca neostenită sunt ingredientele de care orice afacere are nevoie pentru a crește ca pâinea caldă. Țineți cont de aceste detalii pentru că ele fac diferența întotdeauna, indiferent ce faceți. Pe curent! Cu bine!